Portrete din Galeria Națională. Alessandru Papiu Ilarian. Evocare de Elena Petrovici. Era prin luna decembrie a anului 1845. Pe una din străduțele lăturalnice ale Clujului, într-o casă străjuită de un gorun falnic, se întâlneau, cam o dată pe săptămână, vreo 15-20 de tineri ce zăboveau uneori acolo până după miezul nopții. Veneau unul câte unul, a rare ori doi odată, ciocăneau într-un anumit fel în ușa de stejar de la intrare, iar când se făcea ora plecării, ieșeau tot așa precum veniseră, niciodată în grup, ci răzleți, ca și cum ar fi pus ceva la cale ce nu trebuia aflat de nimeni altul decât de ei. În seara aceea de iarnă, când începe istorisirea noastră, în ușa cea mare de stejar se auziră trei ciocănituri, dar altminteri rostuite decât cele ale obișnuiților casei. Cum nu răspunse nimeni, ciocăniturile se repetară. De asta dată se auzi mai întâi o mișcare în spatele ușii, apoi o voce care întrebă: cine e acolo? Om bun! Pop, mie numele! Bună seara! Seara bună! Vă dați pe cineva? Pe Young Abraham îl caut. Neavoastră sunteți? Nu. Eu mi sunt prieten de lui. Dar cine ți-a dat adresa? Casai. Prietenul meu Casai mi-a dat. Casian. Păi de ce nu spui așa, măi frate? Dacă te-a trimis Casian, înseamnă că ești de-al nostru. Fii bun și intră în casă. Hai. Mulțumesc. La început te las îndrept altcineva. Mai ales când te-am auzit că îi spui lui Iancu Ian Abraham. Păi nu așa-l cheamă. Nici pomeneală. Ăsta-i numele pe care l-au dat la liceu. Tuturor elevilor români ne-au dat nume ungurești. Chiar din prima zi când ne-au înscris. Și dumitale? Și, când ne-am luat cu vorba și am uitat să mă prezint. Mă cheamă Alessandru Papiu Ilarian. Pe mine Simeon Pop. Sunt aici la Cluj de puține zile și doar pe Casa îl cunosc. Că a stat un timp la noi, la Brașov. Și dacă îl cunoști pe Casian, de ce îi spui Casa ei? Păi, chiar el mi-a zis că așa îi se spune aici la Cluj. Așa e. Ne-au pocit la toți numele. Pe Olarul strigă la catalog Fazecaș, pe Popescu Pafi, pe Negru Fechete, pe mine Pop, Pop Șandor. Și pe Iancu Abraham, cum îl cheamă de fapt? Avram Iancu. Sunteți prieteni, nu? Suntem frați. Și nu numai noi, ci toți românii care învățăm aici la Cluj, la liceul romano-catolic. Am auzit de la Casian că sunteți vreo 30 și că vă îndeletniciți cu lucrări foarte frumoase. Vrei să te alături și tu nouă? Cu cea mai mare bucurie, dacă mă primiți. Cu o scop îl și căutam în seara asta pe Iancu. Pe Iancu. Iancu o să întârzi în seara asta. De altfel, nici ceilalți frații noștri nu se reunesc astăzi. Dar dacă vrei să stăm noi doi puțin de vorbă și să te lămuresc eu în scopurile noastre, atunci... Apoi tu grăiești că eu te ascult. Mai întâi, ia șez. Șez aici pe scaunul ăsta. Mulțumesc. Așa. Și află câteva lucruri despre mine ca să ne cunoaștem mai bine. Cum mă cheamă, ți-am spus. M-am născut la Bezdet, nu prea departe de aici. Taică-miu Ioan Pop Bucur e preot. Acum stă cu toți ai mei la Budiul de Câmpie. Gimnaziul l-am făcut la Târgu Mureș. Apoi am urmat clasa întâia de filozofie la liceul din Blaj. Am auzit de la un unchi al meu că e un liceu foarte bun. De ce ai plecat de acolo? Nu de bună voie am plecat. Mai ales că acolo am cunoscut un dascăl pe care nu-l voi uita toată viața. Îi zice Simeon Bărnuțiu. Și de la el am deprins dragostea pentru studiul istoriei și al filozofiei. El m-a sfătuit să învăț limbi străine, germană, franceză și italiană, dar fără a uita nicio clipă că ceea ce trebuie învățată mai întâi este limba noastră românească. Și de ce ziceai că ai plecat de la Blaj? M-a eliminat episcopul Lemenii. S-a iscat o ceartă între doi profesori, unul din ei a fost batjocorit. Și atunci noi am luat partea și n-am vrut să ne mai ducem la cursurile celui care îl insultase. Întotdeauna ești așa aprig? Aprig? Nu sunt aprig, Simioane. Eu sunt un om blând, dar nu pot să sufăr senicia. Nu intră în firea mea să văd nedreptatea și să tac. Tot astfel sunt și ceilalți prieteni ai tăi. Frații tăi, cum le spui. Tot. Asta ne și unește. Cum ne mai unește credința că trebuie să ostenim pentru a îndruma tinerimea română pe acea cale folositoare neamului nostru. Și cum socotiți a face asta? Nu mai multe feluri. Ia spune-mi, tu știi scrie românește?
Nu prea, că am învățat tot la școală ungurești. Și nici despre faptele de vitejie ale moșilor tăi nu ai prea multă știință, așa-i? Așa e. Apoi asta facem noi mai întâi și mai întâi. Îi învățăm pe frații noștri gramatica românească și istoria neamului nostru. Și mie mi-ar fi drag să le învăț, frate Alexandre. De asta am și venit aici la voi. Foarte bine, foarte bine făcut. Și să mai știi că peste puțină vreme vom avea și noi o foaia noastră. Așa cum scoate la noi la Brașov Gheorghe Barițiu, foaia aia de-i zice pentru minte, inima și literatura? Întocmai, întocmai. Noi ne-am gândit să-i zicem zorile. Și aici, domnul Barițiu, să-i spunem și noi pentru minte și inimă. Zorile. E un nume tare frumos. Și frumos și cu tâlc, frate Simioane. El vrea să însemne că or să iasă zorile, că să se facă lumină și pentru noi, noi cei umiliți și ținuți în întuneric de atâta amar de vreme. În decembrie 1845 a apărut primul număr al revistei săptămânale Zorile, prima publicație românească a Clujului, cel dintâi manifest literar și politic al tinerei generații românești din capitala Transilvaniei. Avea 8 pagini scrise de mână și era împărțită fără niciun fel de plată tuturor tinerilor români. La alcătuirea ei luau parte articlierul Popilarian, poetul Neagoe Popea, folcloristul Iosif Hodoș și Gavril Maniu. Acești 4 tineri se reuneau seară de seară și lucrau la redactarea următoarelor numere ale revistei. Ei, Alexandre, acum că articolul tău e gata, ce titlu îi dai? Ei, eu m-am gândit să-i zic așa. Da. Nescare preliminarii la zorile pentru minte și inimă. Ce ziceți, e bine? A, da, da. Eu îl găsesc foarte bun. Sigur. Dar cred că ar trebui să începi, uite, cu fraza asta care acum e mai la vale. Toate popoarele fac progrese în toate științele. Numai sămânța cea de 1700 și mai bine de ani, prin dreapta eroului antichității, a străbunului nostru Traian, aici încuibată, încă nu a încolțit. Da, 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 cred că ai dreptate. Ai dreptate și am să închei așa. Un popor nu se poate ridica decât prin luminare. Ea este singura în stare să întrerupă hotarele întunericului ce de atâția secol domnește și negrește ogoarele ageroaselor minți ale românilor. Așa, așa, da. Și mai fi ceva. Lipsește acel apel către toți tinerii români de a ni se alătura. Am notat eu aici câteva rânduri, dar nu le-am mai inclus. Să le auzim, să le auzim, spune. Uite, așa. Tu, frate, se poate să se întâmple să știi ceva ce eu nu știu și, din contră, iarăși, să știu eu ceva ce nu știi tu. Dar e foarte bine. E neapărată nevoie să îmboldim pe toți cei din neamul nostru să învețe a scrie românește. În acest sens e și titlul: Să învățăm românește, domnilor. Nu e prea direct spus. Așa l-am și vrut, direct, fără niciun fel de ocorișuri. Și mai către sfârșitul articolului eu scriu astfel: ca să poată zice cineva că știe românește, nu e destul că e român, ci să poftească ca să învețe gramatica limbii sale, să învețe mai întâi limba noastră, apoi altele. Așa, așa. Dar despre legea din 42 nimic? Eu socot că nu este necesar. Toată lumea știe că dieta din Cluj a votat o lege potrivit căreia în timp de 10 ani limba maghiară să se introducă obligatoriu în toate școlile și celelalte instituții românești, ba chiar și în biserică. Crezi că trebuie să le spunem noi? Alexandru are dreptate. Da, da. Nici de folos n-ar fi nimănui și ne-am aprinde și pare în cap cu autoritățile. Pe când acest îndemn de a învăța românește adresat tinerii mei nu contravine legii. Și cine are urechi de auzit știe ce să înțeleagă dincolo de ceea ce se spune. Ia, dăm cu acea articolul și tu, Hodoș. Da, da. Hai, vino să mă ajut să facem pagina cea la două numere. Ah, și mai e ceva. Ia spune. Eu aș pune ca moto al articolului despre învățarea limbii cele scrise de Barițiu în primul număr al foii sale din 2 iulie 1838. Uite, le-am transcris aici. Ia, citește-le, Alexandre. Da. Cu toții știm și pricepem că renașterea unei nații pe o cale mai ușoară și mai scurtă nu este altfel cu putință decât prin însăși lucrarea și îmbrățișarea limbii și literaturii sale. La aceasta să se dea zbor neîmpiedicat și noi suntem scăpați de întuneric. Această renaștere a nației române despre care scria Gheorghe Barițiu avea să se vădească cu neasemuită însuflețire 3 ani mai târziu,
În primăvara lui 1848, când de la un capăt la celălalt al Transilvaniei, oamenii citeau proclamația lui Simeon Bărnuțiu. Prin ea se cerea Congres Național Român, libertate individuală prin ștergerea iobăgiei și libertate națională prin așezarea națiunii române în drepturile sale. Românii să aibă diriguitori și deputați naționali în dieta țării. Cât despre unirea Transilvaniei cu Ungaria, acest lucru se va putea pune în discuție numai atunci când românii vor putea trata ca națiune liberă cu alte națiuni libere. Proclamația lui Barițiu îi îndemna pe români să lucreze toți într-un cuget, într-un suflet, după ideile acestea. Și iată ce ecou a avut acest îndemn înflăcărat în inima tânărului Alexandru Papiu Ilarian și a prietenilor săi Avram Iancu, Ion Buteanu, Petru Popovici, care toți studiau în vremea aceea știința dreptului la Târgu Mureș. Mie mi se pare că cererile lui Bărnuțiu privind libertatea națională sunt prea temerare. Cum prea temerare, frate Popovici? Cum? În sensul că vor stârni riposta autorităților. S-o stârnească. N-au decât. Tu ce spui, Iancule? Sunt de părerea ta, Alexandre. Așa. Dar nici să ne aruncăm cu capul înainte fără socotită chipzuială. Trăim vremuri de mare însemnătate pentru viitorul acestui neam. Din știrile pe care le am, în Moldova se pregătește răsturnarea lui Mihail Sturza, da, și da, constituirea unei noi adunări obștești care să fie adevărata reprezentantă a nației. Da, 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 acolo da, luptă pentru aceleași idei, ca și noi, Mihail Cogălnicianu, Alecu Ruso, Alexandru Ioan Cuza, Vasile Alexandrin, da, și mulți, mulți alții. Și în Muntenia se fac pregătiri. Ați auzit și voi de societatea politică secretă Frăția, din care fac parte Nicolae Bălcescu și fratisul Constantin, frații Gorescu, Ion Ghica, Rosetti, Gheorghe Magheru și Ion Eliade. Se zice că ar fi alcătuit un comitet care va redacta un program revoluționar. Așa e. Este așteptat să sosească în țară și Nicu Bălcescu și atunci vor începe. Și noi ce facem? Ei, la noi lucrurile sunt mai greu de dus la îndeplinire. Nu degeaba noi, românii, care suntem două treimi din populația Transilvaniei, n-avem niciun drept. Va trebui să ne batem din greu pentru a dobândi ceea ce ni se cuvine. Și pentru a izbândi, e neapărat nevoie să chemăm la luptă poporul, să-i facem cunoscută proclamația noastră. Și cum vezi tu, Iancule, că vom dobândi aprobarea națiunii pentru proclamație? M-am sfătuit și cu Alexandru. Ce? Și am căzut de acord că cel mai nimerit ar fi să adunăm națiunea și să rostim în fața ei crezurile lui Bărnuțiu, așa, care sunt și crezurile noastre, ale tuturor. Și mai înainte de asta, vom răspândi un îndemn către toți cei din neam. L-am și așternut pe o foaie. Citește-l, Alexandre. Ascultați. Ascultați și să vă dați cu părerea de e bun sau nu. Acum e timpul pentru Dumnezeu, românilor. Acum e timpul. Nu mai întârziați. Nu vă mai lăsați în stare apucată de la moși și strămoși. Momentul binevenit, iacă-l. Cereți înainte de toate ștergerea iobăgiei fără nicio dezdăunare. Cereți drepturi civile, politice, reprezentative. Cereți respectarea limbii voastre, cele românești. Așa aveți speranța de un viitor mai bun. De națiunea voastră niciodată nu vă lăsați. Ce ziceți? Cuvintele-s bine alese și spun tot ce trebuie spus. Dar cum le vom răspândi? Prin foaia lui Barițiu vom avea neîndoioc și sprijinul domnului Aron Pumnul. Bun. Și apoi ce mai facem? Apoi om scrie și ne-am sfătui cu cei care au mai multă pricepere decât noi în treburi politice. Te gândești desigur la bădia Simeon Bărnuțiu. Și la el, și la Timotei Cipariu, și la Gheorghe Barițiu. Să nu-l uităm nici pe Ion Bran. Nici pe el și nici pe alții. Și să nu scăpăm din vedere un lucru. Pe 29 mai se va întruni la Cluj dieta nobililor în scopul de a proclama unirea Transilvaniei cu Ungaria. Așa. Noi cu adunarea noastră să rulăm înainte. Să fixăm data pe la începutul lunii mai. Locul cel mai nimerit, gândesc că ar fi Blajul. Și eu tot la Blaj m-am gândit, Iancule. Acolo vom avea și sprijinul studenților români, care nu-s deloc puțin și nici lipsiți de înflăcărare pentru cauza noastră. Ei, tare mă bucur că a sosit în sfârșit ceasul. A sosit, frate Buteanu, a sosit. Revoluția bântuie ca un crivăț prin toată Europa. În februarie a cuprins Parisul. Acum, la începutul lui martie, Viena. Și nici peste două zile a izbunit și la Pesta. Și când Europa întreagă strigă libertate națională, când italienii și polonii, maghiarii și cehii nu cugetă la nimic mai mult decât la cauza aceasta, oare pentru cine această cauză națională este o problemă de viață decât pentru noi, românii? Și astfel se hotărâ de către tinerii aceștia cutezători ca adunarea să se țină la Blaj în ziua de 30 aprilie, la Duminica Tomii. Nici contele Telechi, guvernatorul Transilvaniei, nici episcopul Blajului Lemeni
nu au autorizat această adunare. Dar ce ordin ar fi putut zăgăzui zelul cel fără de margini al tinerilor revoluționari transilvani? Degeaba au ordonat autoritățile ca podurile plutitoare de pe Mureș, Târnave și Arieș să fie trase la mal și legate acolo, că oamenii, ascultând îndemnurile lui Alessandru Papiu Ilarian, Avram Iancu, Buteanu și alții, treceau direct prin apă și zoreau spre Blaj să fie acolo la ziua sorocită pentru adunare. Dar încotro vă grăbiți, băi, fraților! Noi, către Blaj! Dar voi! Tot într-acolo! Uite că mai vin și alții și ne fac semn să așteptăm! În zorii zilei de 30 aprilie, o mare mulțime de oameni se adunase la Blaj în piața catedralei. Voind a-i risipi, un om al stăpânirii se urcă pe unul dintre ziduri și glăsui cu tărie. Oameni buni! Faceți bine și plecați la casele voastre! Adunarea nu se mai ține! Cauza voastră, românilor, se va discuta la o altă adunare, fixată de preasfinția sa, episcopul Lemenii. Acolo prostimea nu are ce căuta. Ați pe loc, oameni buni! N-ascultați minciunile dușmanilor! Nu vă temeți de nimic, că aici suntem și noi, cei care v-am chemat! Cine-i tânărul ăsta care grăiește așa de furtunos? E tribunul Alexandru la Budiu, soț de-a lui Avram Iancu și a lui Ion Buteanu. Noi îl cunoaștem bine și știm că spune adevărul. De nimic să nu vă temeți, fraților! Cu noi este dreptatea! Să trăiască nația română! Noi ne-am adunat aici, frați români, ca să dăm de știre celorlalte naționalități din țară care au domnit până astăzi pe nedrept că șerbi mai mult nu vrem să fim. Noi nu vrem să dominăm peste alții, dar nici nu vom mai suferi noi, cei mai numeroși și cei mai vechi locuitori ai țării, ca să se mai facă vreo lege în această țară noastră, fără știrea noastră! Faceți liniște! Faceți liniște! Vreau să vă vorbească preasfinția ta, episcopul Lemenii! Fraților! Mulți zic că eu țin cu domnii țării, dar eu, părintele vostru sufletesc, vă iubesc pe voi, fiilor, și din iubire către voi vă rog, ascultați-mă și vă duceți acasă. Tinerii care vă învață pe voi sunt tineri învățați, dar greșesc. Iar voi, aduceți-vă aminte de cuvintele Sfintei Scripturi ce zice: toată puterea este de la Dumnezeu și care nu se supune mai marilor, lui Dumnezeu nu se supune. Domnule episcop, astăzi cel care nu ascultă de popor, nu ascultă de Dumnezeu. Vreau să vă mai spun ceva, fraților. Iobăgia se va șterge. Se va discuta despre asta la o altă adunare care a fost autorizată a se ține peste două săptămâni, la 15 mai, tot aici, la Blaj. Așa că acum duceți-vă în liniște la casele voastre și să știți că după ce se va face unirea, adică unirea Transilvaniei cu Ungaria, românii vor avea drepturi depline. Ca șerbi nu putem face învoieri cu țări străine! Să știți, domnule episcop, că eu bag și urăm! Mai mult nu vom fi și reduți acasă, nu ne ducem! Ne-am adunat să ne sfătuim, așa cum vă adunați și vă sfătuiți și dumneavoastră, boierii, și preamărinile! Și guvernul nu vă împiedică să o faceți! Iar la 15 mai vom veni din nou la adunare să discutăm și să hotărâm care va fi soarta noastră! Și-au venit românii la acea adunare națională de la Blaj în număr foarte mare, aproape 40.000. O asemenea mulțime nu se mai pomenise nici când. Îndemnul de a se aduna
a fost rostit prin toate satele Transilvaniei de către acei tineri inimoși ce pregătiseră și adunarea din aprilie, iar cuvintele acestui îndemn au izvorât din cugetul unuia dintre ei, Alessandru Papiu Ilarian. Dacă vreți să fiți liberi, națiune liberă, toți românii din toată țara să vie la Blaj, la locul scăpării, veniți dar români cu mic cu mare, veniți din toată țara Ardealului, alergați la Blaj, să arătăm dușmanilor noștri și la toată lumea cum că românii, deși cei mai asupriți și mai calomniați, ei sunt însă cel mai cult popor al țării. Veniți cu toții la Blaj, ca să nu poată zice străinii cum că drepturile ce le pretind românii sunt numai pretențiune a unora și altora, ci să arătăm cum că acelea sunt drepturi de-a căror necesitate sunt pătrunși toți românii și toți cu o gură le reclamă. Pe doi, trei învățați îi pot înșela inamicii, îi pot speria sau cumpăra, dar poporul întreg este incoruptibil. De popor tremură acum toți tiranii. Veniți deci toți românii la Blaj! Același tânăr, al cărui cuget și a cărui inimă plăzmuise acest îndemn înflăcărat, avea să descrie mai târziu în lucrarea sa Istoria românilor din Dacia Superioară, cele întâmplate pe Câmpia Libertății de la Blaj, în memorabilele zile de 15, 16 și 17 mai ale anului 1848, și să aprecieze astfel acel eveniment înălțător. Este un adevăr ce nu se poate înfrânge, că poporul a ținut în frâu chiar și pe episcopi și pe toți unioniștii. Și de nu era acea mulțime de popor, rezultatul adunării din Blaj ar fi fost de tot altul. Cele ce au urmat acestei mari adunări a românilor vă sunt desigur cunoscute. Tărăgânarea aplicării și în Transilvania a legii privitoare la desființarea iobăgiei, refuzul guvernului revoluționar ungar de a acorda libertăți naționale românilor, ca și votarea de către Dieta din Cluj a unirii Transilvaniei cu Ungaria, au dus la dezbinarea forțelor revoluționare române de cele ungare, situație de care a profitat din plin Imperiul Habsburgic. Împăratul Franz Iosef a chemat în ajutor trupele Rusiei țariste și împreună cu ele a înfrânt la Siria în august 1849 armata revoluționară ungară. Absolutismul devenea astfel din nou stăpân pe situație și nici nu se mai gândea să ia în seamă dreptele cereri ale românilor rosite în mai 1848 pe Câmpia Libertății de la Blaj. Totuși, unii dintre conducătorii poporului român din Transilvania nădăjduiau încă în bună credință împăratului, socoteau că glasul dreptății va găsi ascultare într-o bună zi în cancelariile de la Viena. Episcopul Shaguna este convins că Franz Iosef ne va face dreptate. Eu, Hodoș, nu cred niciun cuvânt din făgăduirile împăratului. Nu fi prăpăstios, Alexandre. Doar a spus-o clar în discursul rostit în ziua proclamării. Drepturi egale pe baza adevăratei libertăți tuturor popoarelor din monarhie. Instituții în acord cu spiritul vremii și participarea poporului la puterea legislativă, pentru ca în acest mod patria să crească în puterea ei antică, însă cu forțe mai tinere. Vorbe! Vorbe goale! Știi câte petiții și memorii s-au trimis până acum la Viena? Peste 20 și niciun răspuns. Uite, am notat aici cele scrise stăpânirii de Andrei Shaguna, August Trebonul Laurian, Simion Balin și alții. Poftim, citește! Da, noi am înfățișat poporului nostru guvernul imperial ca pe un guvern patern al dreptății și poporul a și crescut în această credință. De aceea vă rugăm să dați un semn de bunăvoință acestui popor, nu unde a ajuns de cunoscut, dar și sute de ani ținut în robie, popor care a ajuns la cunoștința drepturilor lui și a îndatoririlor sale, ca astfel să ne putem justifica în fața lui ceea ce e posibil numai prin soluționarea petiției sale. Master, da. Știi ce anume cereau acești domni cu aproape un an în urmă? O universitate românească. Nu li s-a dat nimic și acum revin cu cererea lor datată 29 decembrie 1850. Iată-o! Semnează episcopul Andrei Shaguna, Gheorghe Barițiu, Timotei Cipariu și prietenul nostru Avram Iancu.
Doar că pretențiile ce le au acum sunt mai mici. Citește, da. Citește. Da, da, dorim a avea la Cluj o facultate filozofico-juridică cu limba de predare română. Ia, ia, vezi ce spun mai departe. Nu motive de separație, nici ură față de celelalte națiuni ne fac să cerem înființarea unei facultăți juridico-filozofice proprii. Unii își au pe ale lor ceea ce constituie o dezvoltare a națiunii și limbei lor. Se știe doar că orice popor nu se poate instrui temeinic decât în limba lui maternă. Da, poftim, da, da, da. Poftim! Am ajuns să cerșim împăratului, prea drăguțului împărat, ceea ce este un drept al nostru secular. Iar-te în fierbânță, Alessandre. Dacă toate aceste capete luminate care semnează memoriul așa au socotit că este bine alticlui, vor fi știut ele ce fac. S-ar putea să ai dreptate, Verihodo, s-ar putea să ai dreptate. S-ar putea să aibă dreptate și semnatarea acestei petiții. Preasfinția sa, episcopul Andrei Șagun, învățații Gheorghe Barițiu și Timotei Cipariu. Fratele nostru, aveam Iancu, așa o fi minerit, să ne adresăm acum împăratului. Dar eu nu gândesc așa și nici nu vreau să gândesc așa. Știu destulă istorie ca să pot afirma cu mâna pe inimă că pe acest pământ al Transilvaniei noi românii suntem stăpâni de 2000 de ani și nu trebuie acum să cerem voie unor venetici, să ne rugăm de acești venetici să ne dea voie să înființăm școli în limba românească. Așa e, Vera, Alessandre, așa e precum zici. Dar tu nu știi oare că dreptatea e de partea celui mai puternic? Azi nu noi suntem cei mai puternici, ci ei. Asta așa e și știi de ce? De ce? Pentru că n-am știut să ne strângem la oaltă toți cei de un neam. Noi trebuia să luptăm pentru a ne uni cu țara. Asta așa e. Cu cine suntem noi, frați? Cu cei de peste munți? Cu frații din țara românească și din Moldova? Aveam aceleași obiceiuri, vorbim aceleași limbă, ne tragem din aceiași moși și strămoși. Dar vitregia vremurilor ne-a dezunit. A venit vremea să ne reunim. Știu și eu că nu-i lucru ușor, dar pentru asta trebuie să luptăm. Uite la ce m-am gândit. Ia spune. De fapt, am și vorbit prin scris despre asta cu dascălul meu în Blaj, Simion Bărnuțiu. Mm-hmm. Și ce v-ați scris? Lucruri de taină pe care ție pot să ți le împărtășesc. Te ascult, Alessandre. Uite ce-i, frate Hodoș. Studiile noastre juridice sunt neîndestulătoare. Așa puțin învățați cum suntem, nu putem lupta temeinic pentru apărarea drepturilor poporului nostru. Trebuie să știm și noi măcar cât adversarii noștri, ba chiar mai mult. Și unde să învățăm ce avem de învățat? La Viena. La Viena? Foarte frumos, la Viena. Dar fă bine și spunem, cum ajungem noi la Viena? Și uite, chiar dacă am ajunge pe jos până acolo, cu ce o să subzistăm? Am aranjat asta cu Simion Bărnuțiu. Vom avea cu toți, el, tu și cu mine, o bursă. O bursă? O bursă? Te pomenești că ați obținut o bursă de la drăguțul de împărat. Nu chiar de la el, ci de la Simion Amânțai. Cine mai e și ăsta? Un medic român din Someșeni, Cluj, care, răposând într-un domnul, a lăsat întreaga avere pentru ajutorarea studenților. Simion Bărnuțiu a și făcut diligențele trebuincioase. De azi, într-o lună, plecăm. Ne-au mai făgăduit să ne ajute și episcopul Șaguna, Timotei Cipariu și fratele Avram Iancu. Alexandre, tu vorbești serios? Foarte. Atunci să ne pregătim de drum. De drum, dar și de luptă. Care luptă? Lupta cu studenții. Căci va fi o luptă grea. Și într-adevăr, lupta cu studenția s-a dovedit deosebit de grea. Ajunși la Viena, cei doi tineri, Papiu și Hodoș, se înscriu la facultatea juridică, dar cum bursa promisă întârzia să-i ajungă din urmă, grija hranei zilnice îi împiedica să studieze în liniște. Iată ce scrie Alessandru Papiu surorilor sale în noiembrie 1849. Dragile mele surori, Anica și Cornelia, locuiesc aici, la Viena, la Colegiul Terenzianu. Ne ținem zilele eu și vărul Hodoș cu bruma ce ne-a mai rămas din cei 100 de fiorini dați nouă la plecare de domnul Timotei Cipariu și din modestele ajutoare ce ne-au acordat după slabele lor puteri bănești prea bunul episcop Șaguna și fratele Avram Iancu. Din bursa promisă de la Fundația Ramanțai n-am primit niciun crețar și mi-e foarte greu să trăim astfel. Știu că nici voi și biata mamă nu o duceți mai bine. Aștept răspuns de pe o zi pe alta la cerere ce am făcut-o aici la Viena pentru a vi se acorda o recompensă, o pensie în urma morții tragice a tatălui nostru. De îndată ce capăt vreo veste, vă voi scrie. Îmbrățișați-o pe mama noastră și încurajați-o.
al vostru frate iubitor, Alessandro. Dar lipsurile materiale nu erau singurele griji care îi frământau pe cei doi studenți. La 6 luni după sosirea la Viena, în primăvara lui 1850, situația lor se înrăutățise. Ia, uite că am și uitat. S-a sosit o scrisoare de la fratele Enea. Da. Poate că ne trimite taică-mi ceva bani. Ia să vedem ce scrie. Bătrânul se înduplecă greu ca să-ți mai poată trimite așa în pripă bani. Da. Deci nici de la el nu prea mai e. Ia stai să vedem ce zice mai departe. Știi, frate, până ce îl înmoaie omul pe bătrânul, trebuie vreme. Eu și fratele tău Ion atât i-am vorbit până s-a cam înmâniat pe noi. Acum l-am adus într-o atâta că poate că-ți va mai trimite ceva. Poate, nu sunt de speranță. Da. Ia uite ce zice frate în final. Pe aici sunt necăjiți oamenii, una că vitele cornute au pierit toate de boală, alta, holdele de asprimea iernii au pierit și foștii proprietari le-au luat pământurile că nu mai au oameni unde să-și semene cu curuzul. Pe alții îi silesc la roboată, pe alții alungă din case, poporul e necăjit. E bine pentru neamul nostru, pentru Iosif, nu e bine deloc. Și pentru noi rătăciți aici, printre străini, cu atât mai puțin. Apariția în anii 1851 și 1852 a primelor două volume din lucrarea sa, Istoria românilor din Dacia Superioară, amplă cronica furtunoaselor evenimente din 1848 și 1849 în Transilvania, avea să-i aducă mai mulți dușmani decât prieteni. Cele scrise de tine în volumul 2 al istoriei au supărat pe mai mulți din țară. Pe cine? Pe Pap Valfi, pe episcopul Lemeni și chiar pe Andrei Șaguna. N-am scris despre ei decât adevărul. Tocmai de aceea. Nu știu oare că adevărul supără cel mai tare? Pap Valfi trage sfor ca să ne suspende bursa. Asta pentru că l-am numit oportunist și neiubitor al neamului. Da. Eu cred că tot de la el ni se trag și buclucurile cu poliția de aici din Viena. De la el, ca și de la alți binevoitori. Știi la ce m-am gândit eu, veri, Iosife? Păi, dacă mi-o spun eu, știi. Să ne luăm tălpășița. Să plecăm din Viena? Unde? La Padova. În Italia? Uh-huh. Oh, numai gândul ăsta mă amețește. La Padova, zici? Păi, știi tu oare, Vera Alessandre, că la Padova a profesat Galileo Galilei? Că acolo au învățat Copernic și stolnicul Constantin Cantacuzino? Știu, frate Iosife. Și tocmai de aceea trebuie să ajungem și noi acolo. Cu Bărnuțiu ai vorbit? Da. Va pleca și el, dar la Pavia. Și ce vom face noi la Padova? Vom studia dreptul, Iosife, și ne vom întoarce în țară gata învățați. Atât de învățați încât să știm cum să apărăm drepturile neamului nostru. În ziua de 10 ianuarie 1854, Alessandru Papiu Ilarian a fost proclamat doctor în drept al Universității din Padova. Toate examenele le trecuse cu calificative excelente. După un stagiu de un an, pe care îl face în biroul de avocatură al doctorului Ruther din Viena, tânărul Papiu se întoarce în primăvara lui 1855 în Transilvania să-și vadă familia și prietenii. Ultimul popas îl face la Vidra, în casa lui Avram Iancu. Ei, zi așa, frate Alessandru, iată-te om învățat, doctor în drept. Truda nu ți-a fost degeaba, ai de ce fii mulțumit. Că nu mi-am pierdut vremea prin străinătăți, așa e, dar mulțumit nu sunt, frate Iancule. Plecasem să învăț știința dreptului, pentru că la rândul meu să-i învăț pe alții aici, în Transilvania, la universitatea noastră românească. Universitate? Ce zadarnic am cerut-o, că nu ni s-a dat. Ca și alte drepturi ale noastre, ce ne-au fost cândva făgăduite. Vezi, deci, că n-am pricină de mulțumire. Și nu e numai asta. Alaltăieri am fost pe acasă, la Budiu. Biata mea, mamă și surorile ne aveau cu ce să-și țină zilele. Am fost la Iozaș. Și am adăstat o zi întreagă sub copacul unde l-au spânzurat pe fratele nostru Ion Buteanu. Și pe la Simion Balint am fost. În orice loc pe care am pus piciorul aici la noi în Transilvania, n-am aflat decât nemulțumire și durere. E mult mai rău decât înainte. Și Aguna și Lemenii sunt în fruntea celor la care vor să ascundă adevărul asupra celor întâmplate la Blaj și mai apoi. Da, am auzit și eu că ți-au confiscat istoria și au oprit răspândirea ei până și la Brașov. Pe Andrei Mureșanu l-au chemat de mai multe ori la poliție. Vezi, dar, frate Iancule, de ce-ți spuneam că vreau să trec munții și pentru un timp să lucrez în Moldova.
August Treboniu Laurian mi-a propus o catedră de drept la Iași. Acolo voi avea răgazul de a continua scrierea istorică. Am și lucrat ceva pentru volumul al treilea. Vreau să scriu nu numai despre evenimentele din 1848, ci și despre starea țăranilor noștri, comparându-o cu aceea a fraților lor din principatele române. Mă bucură că greutățile și piedicile puse nu te-au descurajat, ba parcă ți-au dat noi forțe. Ceea ce mă mână de la spate, Iancule, este nevoia de a spune adevărul, pentru că, vezi tu, adevărul trăit e una, iar adevărul istoric e de obicei altul. Istoriile mai toate sunt perfecte, dacă nu chiar false. Ceea ce scrie o istorie nu are putința de a avea cunoștință exactă de motivele cele adevărate ale acelora care au acționat cândva, iar faptele fără motivarea lor nu pot fi concepute. Așa cum nu se poate concepe o cauză fără efect. Și cum vezi tu posibilitatea de a face una între adevărul trăit și cel istoric? Văd și uite cum. Eu mă aflu în acea fericită poziție că cunosc îndeaproape pe agenții principali ai istoriei mele, pe cei ce au săvârșit faptele despre care scriu, pe cei mai mulți îi cunosc în persoană, de asemenea, am sumedenie de scrisori ale lor în care se arată motivele ascunse, intime, care i-au determinat să acționeze. Ori în timp ce documentele istorice sunt adeseori numai minciuni diplomatice, epistolele private sunt mai întotdeauna receptaculul cel mai fidel, cel mai grăitor al motivelor și sentimentelor celor mai intime, documentele secrete cele mai veridice, în care mi se înfățișează adevărata fizonomia realității, înțelegi? Înțeleg, Alessandre. Și mai înțeleg ceva, că e de datoria ta să încerc să înfățișezi pentru viitorime adevărul asupra luptei duse de noi, ca nu cumva vreun dușman fățarnic să măzgălească pe hârtie cine știe ce minciuni, pe care să le folosească apoi tot împotriva noastră. Am aici, în astea două lăs, documente adunate de mine, ce cred că ți-ar fi de folos. După ce te vei stabili la Iași, să-mi scrii adresa, să ți le pot trimite. Mulțumesc, Iancule. Mulțumesc, după cum îți mulțumesc pentru ajutorul bănesc trimis de atâtea ori și fără de care nu mi-aș fi putut duce zilele nici eu, nici vărul Iosif acolo în Italia. Dar spune-mi, tu, ce ai mai făcut? Ce planuri ai? Planuri? Niciunul. Și nici credință în nimic, Alexandru. Cum așa? Am crezut mai întâi în lupta noastră. Vreau să spun, în rezultatele ei. Și n-am obținut nimic. Degeaba au murit moții mei. Nimeni nu le-a făcut dreptate. Apoi am crezut în vorbele împărătești și tot nimic nu s-a ales. Acum nu mai cred în nimic. Mă doare să te aud vorbind astfel, frate Iancule. Și pe mine mă doare, Alessandre, dar ăsta-i adevărul. Adevărul istoric. Vroiam să-ți arăt ceva. Uite. Ce e asta? Citește. Unii curdar al vieții mele se învăd națiunea fericită, pentru care, după putință, am și lucrat până acum. Dar cu durere, fără mult succes, ba tocmai acum cu întristare, văd că speranțele mele și jertfa adusă se prefac în nimica. Nu știu câte zile mai pot avea. Un fel de presimțire îmi spune că viitorul e nesigur. Voiesc, dar și hotărât dispun ca după moartea mea, toată averea mea, mișcătoare și nemișcătoare, să treacă în folosul națiunii pentru ajutor la înființarea Academiei de Drepturi, tare crezând că luptătorii cu arma legii vor putea scoate la lumină drepturile națiunii mele. Bine, Iancule, dar ăsta e un testament. Chiar așa e. E testamentul meu. La vârsta ta, testament. Tu ești cu 3 ani mai mare decât mine. Născut în 24, nu? Da. Deci te-ai împlinit 30 de ani. Nu, pentru mine acești 30 fac cât pentru alții 100. Mi-e de ajuns ceea ce eu am încercat să fac și n-am izbutit. M-a izbutit, Iancule, izbutit. Ceea ce am făcut noi la Blaj și mai apoi. Ceea ce ai făcut tu cu moții tăi chiar de nou însemnat izbândă imediată. Nu se poate șterge de nimeni. Faptele de atunci vor rămâne ca zidire temeinică la ceea ce vor înălța alții pe deasupra. Și când edificiul acela măreț pe care noi doar l-am visat va fi înfăptuit, pe frontispiciul lui vor fi săpate și numele noastre. Va veni oare vreodată ziua aceea, Alessandre? Va veni, Iancule. Sunt sigur că va veni.
Încercând să-l încurajeze pe Avram Iancu, Alessandru Papiu Ilarian se încuraja de fapt pe sine. Nu pleca la Iași de bunăvoie. Ar fi dorit să rămână în Transilvania, dar vitregia vremurilor îl sileau să treacă munții cu speranța că de acolo, de la Iași, își va putea ajuta frații transilvaneni. De la Catedra Ieșană, glasul hotărât al profesorului Papiu Ilarian susținea în fața studenților aceleași idei nobile care călăuziseră activitatea în furtunoșii ani 1848-1849. Limba națională este fundamentul culturii, pentru că fără limbă nu se poate concepe literatură, nici fără aceasta nu se poate concepe cultură, nici fără cultură fericirea. La noi aceasta este posibil, deoarece în limbă poporul român rămâne suveran perpetu, chiar deși ar pierde celelalte drepturi. Să unim dar pe toți românii, cel puțin în literatură, în literatura politică, precum sunt uniți ei prin istorie și filologie, pentru că nici una măcar din condițiile vieții românilor nu se poate înțelege dacă nu recurgi la totalitatea românilor. Ideea unității neamului românesc este reluată de profesorul transilvanean în fața studenților ieșeni și la cursul său de statistică. Asemenea idei exprimate de la înălțimea catedrei i-au creat lui Papiu Ilarian faima de revoluționar înrăit, dușman periculos al ordinei străjuită cu străjnicie de caimacanii Teodor Balș și Nicolae Vogoride. La 1 februarie 1858, profesorul transilvanean demisionează, ca de altfel și alți colegi ai săi, în frunte cu August Treboniu Laurian, inspector general al învățământului și președinte al Consiliului Școlar din Moldova. Rămas fără mijloace de subzistență, se gândește să revină în Transilvania, dar boierul Panaiot Balș îi face o propunere avantajoasă. Domnule profesor, cunosc bine activitatea și erudiția dumneavoastră și aprob întru totul atitudinea pe care ați luat-o demisionând de la catedră. Am doi copii, Micael și Paul, și vreau a le da mai multă învățătură decât am căpătat eu. Bani am, slavă Domnului, și o mai bună folosință a lor decât am dat băieții la școli, nu văd alta. Mă bucur auzindu-mă vorbind astfel, dar tot nu înțeleg de ce m-ați chemat. Pentru a vă ruga să binevoiți a fi institutorul băieților mei. Veți sta împreună cu ei fie aici, la Iași, fie la Moșie, la Ivești. Iar dacă veți considera trebuincios, veți putea pleca împreună fie la Viena, fie la Berlin, acolo unde veți socoti de cuvință că le-ar fi de folos să urmeze vreo școală. Nădăjduiesc că propunerea mea să nu vi se pare nepotrivită pentru dumneavoastră un profesor atât de merituos și de reputat. Nici de cum, domnule Balș, nici de cum, odată ce aflu în dumneavoastră un om cu vederi apropiate de ale mele, iar banii, sincer să fiu, nu mă dau afară din casă, așa că... Înțeleg că acceptați. Accept. Alessandru Papiu Ilarian a fost preceptor al copiilor lui Panaiot Balș vreme de aproape 2 ani, dintre care un an și jumătate i-a petrecut la Berlin. Acolo va avea prilejul să găsească în arhive și biblioteci volume rare din secolele al XV-lea, al XVI-lea și al XVII-lea, necunoscute nici lui Șincai, manuscrise polone, rusești și sârbești, corespondențele lui Mihai Viteazu, Andrei Batori și Simion Movilă, planuri de cetăți și de bătălii, hărți vechi, adevărate comori pentru un istoric pe care avea să le reunească între anii 1862-1864 în lucrarea sa Tezaur de monumente istorice, despre care va scrie mai târziu. Mare bucurie am încercat că, după starea și mărginitele mele puteri, am adunat, fără ca vreun guvern să-mi fi dat cel mai mic ajutor, asemenea monumente istorice. Și mă bucur că niciodată n-am fost mai liber ca în această de față împrejurare spre a-mi putea consacra literaturii toate puterile. De altfel, mă simțeam îndatorat a aduce și eu astă mică pietricică la marele edificiu al naționalității române. Ce l-a îndemnat pe Alessandru Papiu Ilarian să-și petreacă zile, săptămâni și luni întregi în sările colbuite ale arhivelor și bibliotecilor, să stea plecat asupra hărților și manuscriselor, să-și noteze cu conștiinciozitate orice referire la istoria poporului său? Istoria noastră
cea scrisă, se mărginește până astăzi la câteva cronici destul de sărace. Se vede că strămoșilor mai mult le-a stat la inimă a face decât a scrie. Din cauza aceasta, multe fapte și chiar cele mai importante sunt acoperite de pulberea bibliotecilor și învechite într-o întunericul arhivelor. Unei nații, mare la număr ca a noastră, asemenea cărți, fără pericol, nu poate să lipsească îndelung. Pentru că o nație care nu-și cunoaște istoria se aseamănă ființelor lipsite de memoria celor trăite. Ea nu cunoaște legătura logică și necesară între trecutul, prezentul și viitorul ei. Pentru a se scrie această istorie, trebuie să se cunoască faptele istorice. Abia când vom fi adunat toate aceste documente rătăcitoare, abia atunci scriitorul, fericit, va putea prezenta adevărata istorie a românilor. Anul 1859, anul unirii principatelor române, nu-l găsește în țară pe Alexandru Papiu Ilarian. Dar de îndată ce se întoarce, reia legăturile cu cei ce fuseseră partizani ai unirii, dintre care unii erau membri ai guvernului. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza îi cere lui Papiu să-i redacteze un memorandum în care să fie înfățișate în mod științific raporturile românilor cu nemții, cu slavii și cu ungurii. Bazându-se pe solidele sale cunoștințe de istorie, Papiu satisface cererea domnitorului în numai câteva zile și prezintă memorandumul lui Mihail Cogălnicianu. În preambul, după cum vedeți, mă refer la lupta pentru unitate națională care merge înainte pretutindeni în Europa. De ce n-ar urma și domnitorul nostru exemplul lui Victor Emanuel, care alături de Garibaldi luptă cu arma în mână pentru unitatea Italiei? E o sugestie de care, în anumite condiții, s-ar putea ține seama. Prezintă, desigur, riscuri. Din câte înțeleg eu, dumneavoastră considerați că actul din 24 ianuarie 1859 va trebui să fie urmat de un altul. Așa este. Din totdeauna Daco România a constituit nu numai o perfectă unitate geografică, ci și una economică și lingvistică, și doar vitregia vremurilor a împiedicat-o să aibă și unitatea politică. Amintiți-vă, domnule Cogălnicianu, că Mihai Viteazul, intrând în Transilvania, acolo își pusese și capitala, de unde să guverneze toată România. El înțelesese că cine e domn al Transilvaniei este și domn al principatelor. Nu numai dumneavoastră transilvanenii gândiți așa. Acesta este și gândul nostru. Un gând frumos, domnule Papiu. Un vis aproape. Un vis, să ziceți. Astăzi, da. Dar mâine, cea mai dreaptă și mai folositoare soluție pentru Europa va fi ca la gurile Dunării să existe un stat românesc, deoarece atât dreptul nostru istoric, cât și dreptul nostru național la un asemenea stat e mult mai puternic decât dreptul altora. La 3 ani după ce înaintase acest memorandum domnitorului Alexandru Ioan Cuza, Alexandru Papiu Ilarian, în vârstă doar de 36 de ani, era chemat în guvern ca ministru al justiției. Țara avea nevoie de legi noi și aceste noi legi cereau un om nou. Domnule Papiu, va trebui să redactăm împreună un raport către domnitor, ce va fi citit apoi în adunarea legislativă cu privire la secularizarea averilor mănăstirești. Mă pregătesc de câteva zile pentru aceasta, domnule prim-ministru, și cum materialul trebuitor îl am prin de hârtiile mele de ani de zile, vă rog să luați aceste acte cu dumneavoastră și să le consultați. Dar foile acelea ce sunt? Am încercat în noaptea trecută să aștern câteva rânduri în legătură cu noua lege, dar nu am terminat. Da, pot să le văd și eu? Desigur. Chiar vă rog să le citiți. Când străbunii noștri au zidit pe pământul românesc lăcașuri sfinte românești, când le-au înzestrat cu bunuri ale națiunii, când apoi numai spre o mai bună îngrijire și conservare le-au închinat locurilor de jos, ei au făcut aceste acte în deplina lor libertate de români și fără nicio intervenire străină, și pururea au păstrat țării dreptul de a privi lăcașurile sfinte și bunurile atârnate de dânsele ca proprietăți ale țării. Istoria confirmă ceea ce am scris aici.
În 1628, domnul țării românești Alexandru Iliaș a oprit ca mănăstirea Znagov, ctitoria boierilor Stan și Barbu, să fie închinată mănăstirii Pantacratos de la Sfântul Munte. Iar prin Hrisovul din 1639, Matei Basarab a luat din mâinile călugărilor greci 21 de mănăstiri, printre care Tismana, Cozia, Argeșul, Bistrița, Căldărușan și altele. Vă rog să citiți mai departe. Așadar, cine alții decât această țară și guvernul ei pot astăzi hotărâ despre soarta acestor mănăstiri și a bunurilor lor? Da, e foarte bine tot ceea ce ai scris și foarte convingător. Vom cuprinde aceste rânduri în raportul către domnitor. Având acum în mână o cincime din pământul țării, domnitorul va putea curând să rezolve și soarta muncitorilor de pământ, soarta grea a țăranilor. Deși lucra la București, gândul lui Alexandru Papiu Ilarian era mereu alături de frații transilvăneni, a căror soartă l-a preocupat întotdeauna. Și când, în 1867, împăratul Franz Iosef, încoronat ca rege al Ungariei, sancționează legea de unire a Transilvaniei cu Ungaria, Papiu Ilarian, împreună cu August Treboniu Laurian, Aaron Florian și alți români transilvaneni, hotărăsc înființarea la București a societății Transilvania, menită să fie un simbol și o fortăreață împotriva dualismului austro-ungar. După cum știți, iubiți prieteni, la ședința de constituire a societății noastre Transilvania, președinte a fost ales domnul doctor Papiu Ilarian, iar domnii Cernuțescu și Alexandru Ureche, vicepreședinți. Scopul societății este a ajuta pe studenții români din Transilvania. Sigiliul societății va avea ca emblemă columna lui Traian. Bravo! 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 Încumânarea activității politice, juridice și istorice a lui Alexandru Papiu Ilarian avea să aibă loc în 16 septembrie 1868 într-una din ședințele Societății Academice Române, prezidată de Ion Eliade Rădulescu. Stimați colegi, la propunerea domnilor August Treboniu Laurian, Vea Orechia, Gheorghe Barițiu și Alexandru Roman, au fost aleși cu unanimitate trei noi membri ai societății noastre. Domnul George Sion, Mihail Cogălnicianu și Alexandru Papiu Ilarian. Propun să ascultăm într-o ședință viitoare discursul de recepție al domnului Papiu, care se va opri asupra vieții, operelor și ideilor marelui nostru cărturar, Gheorghe Șincai. Și astfel, în ședința din 14 septembrie 1869 a Societății Academice Române, devenită peste 10 ani în 1879 Academia Română, noul membru ales, Alexandru Papiu Ilarian, rostește discursul de recepție. O, geniu nemuritor al lui Șincai, tu, care încă înainte de începutul acestui secol ai strigat cu voce puternică ce răsună încă și va răsuna în etern, în Carpați și la Dunăre, în Carpați și la Prut, fii ai lui Traian, aceasta este Dacia, din naufragiul secolelor ea pentru voi a scăpat, lumina și puterea răsăritului voi sunteți. Iată documentele originii, titlurile nobleței voastre, iată temelia trecutului și a viitorului vostru. Mulțumită veșnic numai ție, tu ne-ai redat conștiința răzvrătită, semeția nepieritoare a latinității în noi tu ai reînviat. Tu ai făcut să se cunoască frații din depărtare ce de mult își uitaseră unii de alții calea limbii române. Tu ai deschis. Spiritul tău să fie în mijlocul nostru. Cu 6 decenii mai târziu, în ziua de 1 decembrie 1930, la Târgu Mureș, se dezvelea statuia lui Alexandru Papiu Ilarian,
iar Gheorghe Bogdan Duică rostea aceste cuvinte omagiale. Luați de la papii o pildă, o învățătură. Mai presus decât toate trebuie să ne stea unitatea națională, pe care trebuie să o slujim cu credința lui Papiu. Și mai presus de toate, trebuie să ne stea libertatea, pentru că ea este o crotitoare a naționalităților, a gândurilor mari, a vitejiei într-o împlinire a lor, a gloriei naționale. Națiunile care nu voiesc glorie n-au loc în lume. Alessandru Papiu Ilarian a fost unul dintre cei care ne-au arătat drumul spre glorie. Ați ascultat scenariul radiofonic Alessandru Papiu Ilarian. Au interpretat Alexandru Repan, Constantin Brezeanu, Mihai Mălaimare, Boris Petrov, Mihai Belcescu, Alexandru Georgescu, Valentin Teodosiu, Liviu Crăciun, Nicolae Călugărița, Sebastian Comănici. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreiciuc. Regia artistică, Titel Constantinescu.